Cum faci față temelor? Disciplina, consiliere și dezvoltare personală. O resursă pentru clasa a 8 -a. Bun găsit! Alina, Șerban și Lili sunt colegi clasa 8 -a. Mergând spre casă, au intrat într-o dezbatere despre rolul temelor și modul în care le fac față. Urmăriți cu atenție părerea celor trei preadolescenți despre teme, pentru a dezbate apoi în grupul clasei cine are cele mai bune obiceiuri legate de teme, dar cele mai deficitare. Pentru aceasta, poți utiliza un tabel ca cel din imagine, în care să notezi întrebările și feedback-ul personal la fiecare răspuns al celor trei. Poți folosi o legendă știută sau creată de tine. Găsești pe slide și câteva sugestii. De exemplu, de acord, dezacord sau neclar. De asemenea, e important să completezi în tabel și răspunsul tău la fiecare dintre întrebări. Mult succes. Lucrați în grupuri de patru elevi și discutați feedback-ul pe care l-ați oferit la răspunsul fiecăruia dintre cei trei preadolescenți. Ce obiceiuri bune puteți reține? Ce obiceiuri considerați nepotrivite sau ineficiente? Discutați apoi răspunsurile voastre la fiecare întrebare. Sunt similare cu ale protagoniștilor sau sunt diferite? Să începem! care este părerea ta despre rezolvarea temelor zilnice? Scrie pe caiet răspunsul tău la această întrebare. Notează și în ce măsură ești de acord cu părerea fiecăruia dintre preadolescenți. Alina Nu văd de ce ar trebui să facem teme. Oricum, lucrăm destul de mult la școală. Seriile ar trebui să fie ale noastre, să facem ceea ce ne dorim. Șerban: Cred că temele sunt foarte importante. Te ajută să înțelegi anumite lucruri și să înveți ca să poți să ai rezultate bune la examene. Lili: Dacă nu primești teme, de ce să te mai obosești să fii atent la clasă? Ascultă următoarea întrebare. Care este cel mai bun moment pentru a-ți face temele? răspunde care este pentru tine cel mai bun moment. Iar acum analizează răspunsurile celor trei. Alina Îmi fac temele în pauze, mai ales în pauza mare. De asemenea, dimineața este un moment bun pentru mine. Ajung la școală de vreme, iar până sună clopoțelul, reușesc o mare parte din teme. Cum spuneam, nici nu cred că ar trebui să avem teme. Șerban Depinde foarte mult de ce alte activități mai am în această seară. Uneori îmi fac temele imediat ce ajung acasă. În unele zile, îmi fac temele târziu, pentru că merg la antrenamentul de fotbal. Lili îmi fac temele zilnic după aceeași rutină. Ajung acasă, mă relaxez puțin în fața televizorului, mănânc ceva și apoi îmi fac temele. Gândește-te la tine înainte să scrii răspunsul la această întrebare. Cât timp petreci în medie pentru a-ți rezolva temele? Să vedem ce spun cei trei preadolescenți. Alina: Îmi fac temele cât de repede pot, nu petrec în nicio seară mai mult de o jumătate de oră. Șerban: Încerc să lucrez atât cât am nevoie să exersez. Oricum părinții nu mă lasă să stau seara până târziu, așa că trebuie să termin înainte să dea stingerea. Lili Câteodată mă încurc și atunci durează foarte mult, mai ales dacă e vorba despre vreo compunere la limba română. Stau uneori foarte târziu, pentru că îmi doresc să le fac. Reflectează la următoarea întrebare. Care este cel mai bun loc pentru a-ți face temele? Tu ai un loc preferat în care să-ți faci temele? Scrie pe caiet situația în care te afli. Nu uita să marchezi reacția ta față de răspunsul fiecărui preadolescent. Alina Oriunde, atâta timp cât poți face suficient, astfel încât profesorii să nu te ia la ochi. Șerban Sunt norocos, am camera mea, așa că nu mă deranjează nimeni când îmi fac temele. Lili îmi fac temele în bucătărie. Nu e locul ideal, mai ales că suntem cinci în casă, iar fraților mei li se face foame deseori. Scrie pe caiet răspunsul tău la această întrebare. Ce faci când cineva te întrerupe? Să vedem ce spun cei trei preadolescenți, Alina. Nu e mare lucru. Până la urmă, sunt doar niște teme. Șerban. Pentru că am camera mea, nu sunt întrerupt des. Uneori mai sună telefonul, dar oricine ar fi, spun că voi suna eu când termin. Lili. Întotdeauna sunt întreruptă. Așa e când sunt mulți în casă. Trebuie să mă străduiesc să mă concentrez după un astfel de moment. Scrie pe caiet răspunsul tău la această întrebare: Te ajută cineva să-ți faci temele? Notează și în ce măsură ești de acord cu părerea fiecăruia dintre preadolescenți. Alina: De multe ori, prietena mea și cu mine ne facem temele împreună. Ea este foarte bună la limba română, pe când eu sunt mai bună la matematică. Șerban: Tata e doctor, mă ajută de obicei la științe, mai ales că e foarte bun să explice diverse lucruri. Cred că atunci când îți întrebi părinții, este ca și când ți-ai întrebat profesorii. Lili Uneori mă ajută una dintre surorile mele mai mari, dar nu întotdeauna înțelege corect ce este de făcut. Realizați o listă cu recomandări despre cum ați putea să faceți față mai bine temelor, precum cele de pe slide. Puteți opri rularea acestui video pentru a citi sugestiile. Căutați în grup trei idei noi. Votați cele mai bune două idei. Alegeți apoi să aplicați o idee în activitatea voastră școlară. Nu uita! Obiceiurile bune contează. Stabilește-ți obiceiuri care să te ajute să înveți. Mult succes!